Adina Păduraru vă prezintă știrile Info Capital. Doamnelor, domnilor, bun găsit la știri, iată pentru început care sunt cele mai importante știri pe scurt. O stâncă de pe un versant din defileul Jiului a blocat astăzi circulația ore în șir. Primăria municipiului Petroșani ar putea intra în colaps dacă impozitul pe venit va scădea în realitate de la 16 la 10%. Administrația publică locală din Lupeni așteaptă o expertiză pentru a vedea dacă blocul de 1 din Lupeni va fi reabilitat sau trebuie demolat. Circulația pe defileul Jiului a fost astăzi blocată între Lainici și Petroșani după ce o stâncă de mari dimensiuni s-a desprins de pe versant în mijlocul drumului. Muncitorii s-au chinuit ore în șir să sfărâme piatra cu un picamăr. Acum circulația se desfășoară în condiții normale. Chiar dacă firma spaniolă Copisa, care s-a ocupat de modernizarea drumului național 66, unde a fost cuprinsă și asigurarea versanților, acum când lucrarea este aproape la final, măsurile nu pot circula în condiții de siguranță. O dovadă acestui fapt este incidentul care a avut loc în această dimineață, când o stâncă de mari dimensiuni s-a desprins de pe un versant și a căzut în drum, blocând circulația. Mare a fost norocul că în momentul căderii de la înălțime nu trecea nicio mașină. Odată ce participanții la trafic au anunțat în ce zonă s-a produs incident, la fața locului s-a deplasat o echipă de muncitori care au lucrat ore în șir la mărunțirea stâncii cu un picamăr. După ora prânzului, circulația rutieră a fost reluată, iar acum se desfășoară în condiții normale. Nu este pentru prima dată când astfel de incidente au loc pe defileul Jiului. Nu de puține ori, pietre, cei drept de mai mici dimensiuni, au picat de la înălțime, avariând autoturismele care rulau pe drum. Reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10% afectează administrațiile publice locale din toată țara. De pildă, la Petroșani, bugetul va scădea cu 6 milioane de lei, bani din care primăria făcea investiții. Dacă în 2018 măsura se va aplica, administrația din Petroșani va fi nevoită să reducă cheltuielile salariale și să iau în calcul chiar și restructurări. Scăderea impozitului pe venit de la 16 la 10% de anul viitor, măsură pusă în aplicare de guvernul Tudose, va bloca activitatea administrațiilor publice locale mici din toată țara. Odată ce contribuția fiecărui angajat se va reduce și bugetul va scădea și nu cu puțin. Aproximativ 60 de miliarde de lei vechi vor dispărea din visteria primăriei Petroșani, spre exemplu. Acest impozit pe venit, practic, este cea mai importantă sursă devenit la bugetul local al autorităților publice, are o pondere de 41,6% din 16%. În momentul în care va intra în vigoare, sper eu, niciodată noile modificări, acest venit al nostru scade de la 16% la 10%, da? Iar impactul pe bugetul local, vorbesc de Petroșani, dar cred că e valabil și la celelalte unități administrativ-teritoriale, va fi undeva între 35 și 37%. Deci, în minus, la bugetul local vor veni fonduri mai puține cu o treime decât vin astăzi. Ceea ce înseamnă, în cifra absolută, 6 milioane, aproximativ 6 milioane de lei noi, deci 60 de miliarde de lei vechi, mai puțin la bugetul localității începând cu anul viitor. Ce înseamnă asta? Înseamnă tot bugetul nostru de investiții pe 2017. Deci pe 2017 am avut 61 de miliarde de lei vechi buget de investiții și prin intrarea în vigoare a acestei modificări fiscale, practic, ni se taie 60 de miliarde de lei vechi, 6 milioane de lei noi. Deci vă dați seama că în aceste condiții noi vom fi în imposibilitatea de a mai face vreo investiție nouă, dar suntem și în imposibilitatea de a mai finanța și a continua lucrările de investiții în derulare. Mă refer aici la spital, la muzeu, la anveloparea blocurilor, la cele două proiecte pe PNDL, drumul spre Dâlgea și grădinița de la Igheduca, care au o componentă de cofinanțare locală. Administrația publică locală din Petroșani are în plan deja și câteva măsuri care vor fi aplicate dacă reducerea impozitului pe venit se va produce. Pe lista măsurilor se află chiar și restructurarea de personal. Se poate vorbi de orice măsură în ceea ce privește reducerea cheltuielilor. Avem două categorii de cheltuieli. Cheltuieli materiale, adică care înseamnă funcționare plus ceea ce înseamnă toată activitatea primăriei, da? Și o altă categorie de cheltuieli cu forța vie, deci salarii.
Cum măsura afectează toate primăriile mici din țară, săptămâna trecută, în cadrul Asociației Municipiilor din România, s-a dezbătut acest subiect între edilii șefi ai comunităților, însă fără vreun succes. La scurt timp după încheierea discuțiilor s-a aprobat hotărârea de guvern ce vizează scăderea impozitului pe venit. La Asociația Municipiilor la București, unde eu am fost prezent și sunt și în comitetul de conducere, s-a discutat 3 ore numai acest subiect înainte de ședința de guvern, da? După care au avut o întâlnire premierul cu reprezentanții asociației marți dimineață, am înțeles că s-au dat niște asigurări că se vor da niște măsuri compensatorii, dar măsurile compensatorii nu le-am văzut. Aparatul primarului încă realizează simulări pentru a ajunge la calcule cât mai exacte. Pentru prima oară în ultimii 10 ani, taxele și impozitele ar putea crește la Petroșani, totul pentru ca bugetul să rămână în parametrii relativ normali, iar investițiile demarate până acum să beneficieze de cofinanțarea din partea primăriei. Blocul de 1 din municipiul Lupeni, care luna trecută a fost evacuat după ce un plafon s-a prăbușit, este acum verificat de specialiști. Aceștia încearcă să stabilească dacă structura de rezistență a clădirii a fost afectată. După expertiză, se va stabili concret dacă blocul trebuie demolat sau poate fi reabilitat. Administrația publică locală din municipiul Lupeni așteaptă cu sufletul la gură o expertiză a specialiștilor demarată la blocul de 1 din municipiu pentru a ști ce urmează să se întâmple cu imobilul ce la începutul lunii octombrie a început să se prăbușească. Referitor la blocul de 1, suntem în lucru cu expertiză. El, acest bloc, este prins pe această finanțare pe care noi o avem de 270 de miliarde de lei. Acum urmează să și avem bani necesari chiar pentru a lucra la rezistența blocului. Acum noi trebuie să vedem cât de afectat este structura acestui bloc. Dacă ne vom încadra în bugetul pe care îl avem referitoare la acest bloc, bineînțeles că o să încercăm să-l recondiționăm. Toți locatarii care locuiau în blocul periculos au fost mutați în alte apartamente pe care primăria le deține în municipiu. Până când blocul va fi modernizat, aceștia vor rămâne în locuințele în care au fost mutați. Persoanele fără adăpost au fost căutate de oamenii legii din Târgu Jiu pentru a fi duse la Casa Iris. În gara au fost găsite cele mai multe persoane, însă au refuzat să fie ajutate, susținând că s-au obișnuit să doarmă pe bănci, indiferent de sezon. Într-un final, oamenii legii au reușit să ducă la adăpost doar 2 nevoiași. Cel mai probabil, odată cu lumina zilei, și-au reluat vechile obiceiuri. Ca în fiecare an, înainte ca iarna să se instaleze, polițiștii locali iau la pas municipiul Târgu Jiu în căutarea persoanelor fără adăpost. Aceștia au dorit să le întindă o mână de ajutor oamenilor străzii, oferindu-le un acoperiș deasupra capului. Inițiativa acestora nu a fost salutată de persoanele nevoiașe. Poliția locală a municipiului Târgu Jiu continuă acțiunile de prevenție, de această dată vorbim despre oamenii ai străzii. În această seară, un echipaj din cadrul Serviciului de Ordine Publică s-a deplasat în mai multe zone din municipiul Târgu Jiu, tocmai pentru a identifica și a adăposti oamenii străzii, oamenii care nu au o locuință. Un octogenar vorbește cu greu despre viața avută înainte să ajungă pe străzi. Nu știe nimeni din familia lui unde este și cât de greu reușește să trăiască de pe o zi pe alta. Lucra la Inspectoratul pentru Protecția Plantelor, boli și dăunător. Vă caută copilul? Nu știe. N-ați mai vorbit de mult? Ba da, am vorbit, dar nu știe unde sunt și cum. Nu știe unde să vă caute. Aia e ta. Dormiți de mult aici, în gară? Am 9 zile. De 9 zile? Da. Și ce faceți? Am mai fost și plecat. Unde ați fost plecat? Mă rog, la prieteni, la cunoscuți. Nu vă e frig aici? Sunt echipat pentru ca să mă la temperatura care este. Alții au refuzat să meargă la Casa Iris pe motiv că s-au obișnuit să doarmă pe băncile din gară, acolo unde și-au petrecut nenumărate ierni. De dormit nu aveți nicăieri să dormiți? Nu. Dormesc iară, toată iară dormiți. Da, nu v-am văzut aici. Dormiți toată iară pe aici. Da? Până acum, da. Dacă nu aveți unde să dormiți, putem să vă ducem noi la Casa Iris? Băgurile de acolo, că a zis că n-am... Păi nu aveți buletin, probabil. Trebuie actul de identitate. Dar noi, dacă mergem și vă verificăm și vă găsim că sunt datele bune, putem să vă cazăm.
Sunteți de acord? Vă puteți, dar numai noaptea o dată vă rup. Păi, astea-s condițiile, păi da, astea-s condițiile. Păi, ar fi mai bine tot aici, ar fi bine că... N-aveți unde dormi? Păi și acolo la Gălăteni, nu aveți casă? Avându-o părinții mei casa, ei s-au dus, s-au prăpădit și... Și de când e asta, de mult? De stați, de nu aveți unde să locuiți? E cam de vreo 2 ani. 2 ani? Dar nu m-am văzut pe aici? Unde a stat? Lucrez particular eu. Sunt zidar la meserie și lucrez particular. Da. Am scură la mine tot seara, eu și mă culc aici. Aici? Acolo în casă n-am masă. Cum ați ajuns să dormiți pe stradă? Rău. Ce s-a întâmplat? Rău. Înțeleg că de 12 ani nu aveți unde să dormiți. Așa vă ajunge și băiatul ăsta, din cauza jocurilor de noroc. Rău, nu vă ajunge. Aici o să schimbă și mie. Aveți familie? 50 și îmi dai primul și mai dăm. Doar două persoane din cele găsite pe stradă au mers la casa Iris, așezământ social construit special pentru ei. Potrivit tradiției creștine, de astăzi începe postul Crăciunului, în care credincioșii vor exclude din meniul lor zilnic carnea, brânza și ouăle. Postul va dura 40 de zile până în ajunul Crăciunului, când se ține post negru și este așteptat preotul să aducă vestea nașterii Mântuitorului. Postul Nașterii Mântuitorului sau Postul Crăciunului, așa cum este cunoscut de toți, este ținut cu strictețe de credincioșii din întreaga lume. Prin intermediul acestui post, Dumnezeu ne dă putința curățării trupești și sufletești. Acest post ține 40 de zile, începând cu data de 15 noiembrie și sfârșind la 25 decembrie, lăsând sec în seara Sfântului Filip pe 14 noiembrie. În acest post se obișnuiește ca toți credincioșii să postească de carne, brânză, ouă, în timp ce lunia, miercurea și vinerea se consumă mâncare fără ulei și fără vin. În zilele de marți și joi se dezleagă de unde lemn și vin. De asemenea, biserica a rânduit ca în fiecare sâmbătă și duminică, cuprinse între 21 noiembrie și 20 decembrie, să se dezlege la pește. Postul Crăciunului este ultimul și cel mai ușor din anul bisericesc și al doilea ca importanță după postul Paștelui. Cerul a fost luminat de câteva zeci de lampioane ridicate la poarta sărutului în semn de omagiu pentru persoanele care au decedat după ce au fost diagnosticate cu cancer. La acțiune au participat atât autoritățile locale și județene, cât și persoane care au suferit din cauza acestei boli. Zeci de lampioane au fost ridicate la cer lângă Opera Brâncușiană în memoria celor ce și-au pierdut viața în urma luptei cu cancerul. Acțiunea a fost organizată de Asociația Oncologică Sfânta Ana din Târgu Jiu, marcând astfel ziua luptei împotriva cancerului pancreatic. Începând din anul 2014, la nivel mondial, în data de 13 noiembrie, se marchează Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului pancreatic. În această zi, autoritățile, alături de organizațiile care luptă împotriva cancerului, atrag atenția asupra importanței prezentării la medic atunci când ne simțim rău, asupra importanței diagnosticării precoce a bolii și asupra metodelor de prevenție în ceea ce privește cancerul pancreatic. Printre voluntari s-au aflat și câțiva adolescenți care au trecut prin momente dificile atunci când persoanele apropiate au fost diagnosticate cu cancer. Acesta a decedat în urmă cu un an și jumătate de diagnosticat cu boala de cancer la creier. A avut 6 tumori pe creier, melanoma metastazic. Datorită implicației doamnei Bogdana și asociației, acesta a putut să supraviețuiască 3 ani cu această boală care l-a traumatizat și pe el cât și pe noi. Alături de aceștia a fost și primarul municipiului Marcel Romanescu. Edilul a vorbit și despre o pierdere suferită în familie din cauza acestei boli necruțătoare. Apreciez această inițiativă a asociației dumneavoastră. Sunt o persoană care a fost afectată, e adevărat, indirect de această maladie care lovește din ce în ce mai multe persoane, indiferent de vârstă. Acum 5 ani de zile tatăl meu a decedat datorită unui cancer care n-a fost depistat la timp. Și de aceea toate aceste acțiuni de prevenție cred că sunt binevenite, pentru că în condițiile în care fiecare dintre noi ar încerca să depisteze din timp anumite
simptome ale cancerului, nu am ajunge în acea situație în care să nu mai avem nicio șansă. Șeful secției Oncologie a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu le-a oferit celor prezenți câteva sfaturi pentru a preveni o astfel de boală. Ceea ce este mai edificator este că din 100 de bolnavi la 5 ani, cam 5 supraviețuiesc. Deci o mortalitate aproape 100% mor în 5 ani. Factorii de risc care duc la această boală, în primul rând este tutunul fumat, în orice formă, în orice, crește riscul de cancer de pancreas. Pe urmă este obezitatea. Obezitatea la fel și ea e un factor de risc. În al treilea rând, alcoolul. Alcoolul și el crește la fel prevența cancerului pancreatic. Și mai sunt câteva obiceiuri alimentare. În primul rând, consumul de carne roșie. Se pare că după ultimele studii crește riscul de cancer de pancreas. Dieta săracă în legume și în fructe. La acțiune au participat aproximativ 30 de voluntari. Printre cei care au dorit să aprindă câte un lampion, s-au aflat și persoane care au trecut prin diagnostice cu cancer, iar în urma tratamentului, cu optimism și ambiție, au reușit să treacă peste această cumpănă. Acestea au fost știrile. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți alături de Capital TV.